Domnilor și domnilor, bună seara! A fost o zi grea, a fost o zi lungă. Ziua în care s-a sperat, ziua în care s-a căutat, ziua în care România a fiert din nou uitându-se la televizor sau pe site-urile de știri și încerca să înțeleagă ceva de neînțeles. La un moment dat, în timpul zilei, polițiștii intrau în diverse curți și, văzându-le viteza și văzându-le modul în care sparg porțile, te așteptai să se întâmple ceva, să se întâmple acea minune, să iasă cineva și să spună, au găsit-o. Dar, doamnelor și domnilor, nu s-a întâmplat nimic dintre lucrurile astea. A fost o nouă zi. Este o nouă zi la finalul căreia suntem frustrați, suntem nemulțumiți, suntem revoltați. Din informațiile mele, de pe un telefon s-au dat niște SMS-uri prin care s-au spus celor care anchetat, au închetau, unde, la ce adrese să o caute pe Alexandra? O nouă pistă falsă. Dar polițiștii nu aveau de ales. Dacă exista șansa de unul la un milion, era obligat să se ducă către acele case, către acele domicilii. Frustrarea crește și cu cât zilele trec, cu atât frustrarea este mai mare. Iar motivele sunt nenumărate, pentru că în fiecare zi jurnaliștii de investigații descoperă lucruri care cumva te fac pe tine, în calitatea de cetățean, să te uiți și să te întrebi cum de-a fost posibil să le scape, și asta. Și este posibil, pentru că în această seară am să vă arăt care este proba cheie care a lipsit în ancheta Alexandrei. Este una dintre acele probe care ar fi putut să o salveze dacă cineva la timp s-ar fi uitat cu atenție la ea. Am să vi-o arăt în această seară. E o imagine. E o imagine care ar fi putut să o salveze pe Alexandra, dar cineva a considerat că nu trebuie să investigheze acea imagine. Și imaginea e din aprilie. Ne cunoașteți bine. Uneori reușim. Alte ori se întâmplă să fim oameni cu erori, cu greșeli. De data asta, însă, producătoarea acestei emisiuni reușește să aducă în fața întregii țări un lucru ce cred că ar putea să ne facă să vedem cu alți ochi totul. Pentru că dacă ești anchetator și dacă te ocupi de niște cazuri de răpire, tu nu poți să te ocupi să investighezi familia având impresia că ascund ei ceva. Iar în cazul Luizei, o investigau când pe mamă, când pe bunic, când îi duceau la detectorul de minciuni și ei investigau familia în loc să investigheze o pistă pe care o veți vedea în această seară, care este o imagine. Iar acea imagine ar fi putut să o salveze pe Alexandra. Nu o să vă fierb, o să vi -o arăt. Suntem mult prea încărcați în aceste zile și mult prea nemulțumiți de modul în care au fost gestionate lucrurile de anchetatori, de cei care ar fi trebuit să intervină la timp, de modul în care în mod repetat s-a eșuat în salvarea vieții Alexandrei. În mod repetat au eșuat și am prezentat lucrurile acestea de vreo două seri. În ziua în care, în dimineața în care ea este răpită, în aceeași zi, părinții merg la poliție la 20 Și în loc ca polițistul să meargă în Dobrosloveni, la camera de luat vederi de unde a plecat copilul către Caracal și să investigheze, a zis, stăm până dimineața la 8. Pentru că dacă ar fi mers la acea cameră, vedea mașina cu care a plecat și ușor îl identifica pe cel care era conducătorul mașinii, pentru că el nu este un geniu. El nu este un om care să schimbe plăcuțele de mașină și să schimbe mașinile și lucruri de felul acesta, o să vedeți, nu, el nu este un geniu. El este un psihopat, el este un bolnav psihic în mod evident, dar care trebuie să răspundă chiar cu aceste caracteristici și foarte posibil ca el să facă parte dintr-o rețea de crimă organizată sau să fie folosit un bolnav de felul acesta pentru o rețea de crimă organizată. Pentru că de rețele de crimă organizată și care, eu știu, sunt în această zonă de trafic de ființe umane, de persoane care sunt targetate, care sunt luate, care sunt duse la produs, România colcăie. Vorbește despre acest subiect și o să vedeți în această seară despre două fete din România. Dita mai e Angelina Jolie. În România nu prea interesează pe nimeni. Păi, probabil, ne zicea chiar un fost ilustru ministru de interne că unde sunt cam curve. Serios? O să vedeți și acest lucru în această seară. Procurorul General al României, după toate informațiile noastre, a cerut ca dosarul să fie luat de la Craiova și să fie dus la DICOT București. Cumva lucrul acesta ar fi putut să fie anticipat pentru cei care urmăreau mișcările de la momentul în care monstrul a fost luat de la uh, Caracal și a dus în București chipurile pentru un consul medical la Jilava. Dar probabil că era pregătirea momentului în care se anunța că dosarul a fost luat, pentru că, din păcate, cei de la Craiova, probabil cu o presiune publică uriașă asupra lor, au cam făcut greșeli. Nu au investigat nici casa, nici împrejurimile prea bine. Astăzi a venit o informație că Alexandru ar putea să fie în podul casei, și polițiștii năvăleau în casă să vadă dacă e cumva în podul casei. Păi până la această oră, de trei zile sau de câte zile până la urmă ar fi putut să investigheze. Nu știau fiecare colțișor din casă, nu știau fiecare colțișor din curte, nu aveau toate datele, nu, nu le aveau. Colegii mei, jurnaliști de investigație, care s-au dus la fața locului, au descoperit că Duba. Pentru că monstrul umbra și cu o... a fost văzut pe de supraveghere într-o dubă. Nici duba aceea, care este lăsată de multe zile în același loc, nu a fost investigată. Colegii mei au sunat la 112 spunând, știți, duba în care noi l-am văzut pe monstru nu este investigată. Poate e ceva acolo, poate a scăpat ceva din buzunar, poate e ceva acolo, poate e o probă. Au stat vreo 40 de minute lângă mașină, așteptând ca după ce au sunat la 112 să se întâmple ceva. Au trecut mașină de poliție pe lângă ei, n-au oprit niciuna. Nu fi relevant ca să se investigheze și o altă mașină cu care a mers monstrul. Primul ministru a ieșit în această seară într-o declarație pe care a văzut o la ora 20, vorbind despre măsuri, 10 măsuri, care trebuie luate de îndată, unele deja au fost luate de îndată, pentru că România are nevoie în momentul de față de măsuri. În are... România, dacă noi ne uităm în oglindă la ce s-a întâmplat zilele astea din punct de vedere instituțional, nu ne place deloc. Nu ne place deloc și desigur că noi, cei de acasă, ne simțim foarte frustrat, frustrați, cred pe bună dreptate, pentru modul în care cei de la 112 și alții și alții și alții gestionează lucrurile. Dar să știți că oglinda asta, de fapt, nu arată doar modul în care sunt anumiți funcționari. Această oglindă în care noi ne uităm și pe care vrem să o spargem arată cumva un eșec al statului român de foarte mulți ani de zile. Când noi vorbeam la această emisiune că se vorbea despre reforma statului de către indivizi precum Petrov, ajuns președinte a României, un turnător la securitate din anii comunismului, el vorbea într una despre reforma statului și el reforma în fiecare zi, până când am ajuns aici. Iar acest eșec trebuie cumva contabilizat, înțeles și făcut un plan. Trebuie ca cineva să aibă o viziune, dar suficient cu consideranțiile mele. Simțeam și eu nevoia să mă descarc și mulțumesc că mi